Rămâneți până la finalul acestui videoclip pentru a vedea evoluția Brostasului de la început până în prezent. Nu uitați să vă abonați și să dați un like, deoarece clipul acesta a fost destul de muncit, așa că aș aprecia susținerea voastră și haideți să începem. În iunie anul 2017, Brostas era în varianta beta, de asemenea arăta ca și Clash Royale, adică putea fi jucat pe vertical. În septembrie, tot în același an, doi brawler noi au fost adăugați, și anume Pam și Kutara, iar pe lângă acești brawler au fost adăugați și game modul Brawl Ball. În decembrie 2017, Daryl a fost adăugat în joc. Deja în anul 2018, jocul începea să evolueze destul de mult, iar în martie, tot același an, Xerul, care a fost înlocuit mai târziu cu PowerPoint-urile, a fost adăugat. Iar după aproximativ 2 luni de la apariția elixirului, au venit și 2 noi brawleri, adică Frank și Penny. În decembrie 2018 a fost făcut acest anunț. Hey guys, my name is Ryan. I'm a community manager for Brawl Stars at Supercell, and today I have some news. Brawl Stars is going global! Da, atunci devenise Brostasul global și toată lumea putea să-l joace și credeți-mă, a fost foarte jucat în perioada lansării. În februarie 2019, Carl a fost și el adăugat în joc împreună cu game modul Siege. În luna aprilie a fost adăugată Rosa, în mai a fost adăugată Bibi, iar mai târziu a fost adăugat brawlerul Tick. Înainte, brawlerii puteau fi duși doar până la rang 20, însă în august 2019 au fost adăugate rancuri noi, adică 25, 30, 35. Și în stilul ăsta, jucătorii se deosebeau între ei, adică se putea descoperi care este mai bun pe un anumit brawler și așa mai departe. Tot în aceeași perioadă a fost adăugat și AB. În luna septembrie a fost adăugată a paza legendară din joc, și anume Sandy, împreună cu două moduri de joc numite Takedown și Lone Star. Ajungem în anul 2020, unde Mr. Peste a adăugat, iar în luna martie gadgeturile sunt și adăugate, împreună cu o nouă colaborare, și anume cu o echipă de fotbal numită PSG. În aceeași lună au apărut și brawlerii Sprout și Jackie. După mai bine de 2 luni, o nouă era Brawl Stars-ului începuse. Pesurile sunt adăugate împreună cu o nouă raritate, și anume cea cromatică, Gale fiind primul brawler cromatic din acest sezon și de acea raritate. La adăugarea lui Nani au fost introduse pinuri și quest-uri din care puteai lua XP pentru Brawl Pass. În luna iulie Surge a fost adăugat, iar în luna septembrie Colette. Tot atunci s-a întâmplat și acest lucru neașteptat. Să ruleze clip. Star Party tutorial so we can welcome new players to the Star Party. みんなどこへ向かってるのかってご説明しましょう。 Octombrie, Ember a fost adăugată, în plus a fost oferit accesul comunității jocului de a-și putea crea propriile hărți, adăugând Mapmaker. După o lună, noul Brawl Pass a venit, iar cu el și Brawlerul Lu. În decembrie, doi brawler noi, Edgar și Byron, au fost băgați pe joc. Și faptul că Edgar a fost dat gratis făcea lobby-ul să arate așa. Da, nu doresc un lobby de ăsta nimănui, sincer. În anul 2021 a fost adăugat brawlerul Colonel Ruffs și Championship. Tot în același an, doar că în luna martie, Power League-ul a fost adăugat cu tot cu brawlerul Scoop, pe care îl puteați lua la suma de 10.000 de trofee din Trophy Road. În luna aprilie, Bell, Squeak și Mapa Knockout au fost introduse în joc, iar în iunie a fost adăugat brawlerii Griff și Buzz. În următorul sezon au fost introduse 4 hărți noi, numite Volleyball, Basketball, Hold the Trophy și Trophy Twix. Sezoanele continuă să evolueze adăugând constant brawler noi, dar și gear-uri.
În decembrie 2021, Fang și Kugrom sunt adăugați și ei pe Brawl Stars. Ajungem în 2022, unde brawlerul Yves și-a făcut apariția în noul sezon, iar două moduri de joc noi au fost adăugate, și acelea fiind Payload și Wipeout. În sezonul următor, Janet și Cuboni au venit în joc împreună cu spray-urile. În iunie 2022, Otis a fost adăugat. La game-ul Power League au fost adăugate o nouă opțiune de a raporta jucătorii care făceau acțiuni suspecte. De exemplu, dacă folosau hack și alte lucruri de genul, puteau să-și raport de la ceilalți jucători. În luna decembrie 2022 au fost adăugați 3 brawlers, Chester, Mandy și Gray, însă atunci alegerea celor de la Supercell a fost să elimine toate boxurile, acestea fiind înlocuite cu credite cu care puteai obține brawler. Suntem în anul 2023, mai exact în luna martie, unde RT și Willow sunt adăugați. Două luni mai târziu, Macy și Hank au fost și ei adăugați, blinkurile au fost adăugate tot în aceeași perioadă pentru a înlocui powerpoint-urile și pentru a putea cumpăra skin-uri cu ajutorul lor, acestea fiind posibile de obținut și gândind la Nintai din 5 în 5 rank-uri. În luna iulie, Doug și Cordelius au fost adăugați împreună cu dragile noastre Stardrop-uri, iar după încă două luni, Perchak și cu Hypercharge-urile au fost adăugate. În luna noiembrie, Charlie a fost adăugată în joc împreună cu Mega Pig-ul, ce făcea cluburile mult mai interesante și interactive. În luna decembrie, pentru achiziționarea Brawl Pass-ului trebuia să plătești cu bani reali, de asemenea raritatea cromatică a fost șteasă, iar brotherii ce erau cromatici au primit alte rarități. Următorul sezon a venit cu 2 brawler noi, adică Miko și Kid, ca idee Miko a fost dat free. Iar acum ajungem în prezent, adică în anul 2024, mai exact în luna februarie, unde a fost adăugat Angelo. De asemenea, modul de joc menționat mai devreme, Power League, a fost înlocuit cu Ranked, iar acel update în care Ranked a fost adăugat a venit împreună cu o nouă hartă numită Trophy Escape. Însă lucrurile nu se termină aici, deoarece jocul va continua să evolueze din ce în ce mai mult și întotdeauna este loc de mai bine. Deci, vă mulțumesc pentru vizionare, chiar mi-a luat ceva să fac clipul ăsta, nu uitați să vă abonați și voi să dați un like pentru a susține munca depusă. Iar noi ne vom auzi data viitoare.